Prefectul județului Gorj a spus că a sosit motivarea hotărârii în cazul edilului comunei Stoina, urmând ca secretarul primăriei să emită un referat. Aceeași situație se înregistrează și în comuna Samarinești, unde primarul nu își mai poate continua activitatea. Suntem deocamdată în aceeași poziție, așteptăm referatul secretarilor celor două unități administrativ-teritoriale. Din ceea ce știu eu, motivarea a venit pentru speța de la Stoina. Așteptăm să se întâmple același lucru și la Samarinești. Colegii din aparatul de lucru al instituției prefectului sunt pregătiți să emită ordinele de încetare în momentul în care toată procedura va fi respectată, finalizată și va intra în rol instituția prefectului. Marian Ardeiu a fost declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate după ce s-a stabilit că a ocupat simultan funcția de primar și fermier. Edilul s-a aflat în stare de incompatibilitate din data de 15 februarie 2012, când a deținut simultan atât funcția de primar al comunei Samarinești, cât și calitatea de comerciant persoană fizică. Primarul a pierdut definitiv procesul cu ANI după ce a contestat raportul la Curtea de Apel din Craiova. Ioana Bușe, primărița comunei Stoina, a fost condamnată de Curtea de Apel Craiova într-un dosar în care a fost trimisă în judecată de Direcția Națională Anticorupție pentru obținerea de subvenții agricole de la Apia de către doi întreprinzători dolgeni prin intermediul unor acte false.